Salutare lume, sunt Teddy și astăzi jucăm LOL episodul 11. Bun, joc cu Nidale, mid, și sper ca meciul ăsta să nu fie un bullshit cum au fost meciurile trecute. Ok, deci sound-ul e... n-aș vrea să ceva gen. Bun. Da, jucăm LOL, deci. Deci, da, e dimineața și am, de obicei am vocea mai, nu știu, mai subțire așa de dimineață. Bun, hai să-l ajutăm pe ăsta. Hai să rezultăm cu suluță. Bojatul așteaptă acolo, dar să aștept. Ah, da, am uitat să vă mulțumesc pentru cei 100 de abonați, adică 100 și ceva, și văd că virulă crește. Normal, datorită lui Dani sau Lokiu for Gaming, în fine. Îi mulțumesc mult pentru promovare. Și da. Ultima oară aveam 111 abonați. Văd că virulă crește, văd și like-uri pe la videouri mai multe și sunt chiar mulțumit, foarte mulțumit chiar. Și îmi place asta. Chiar îmi place. Oh, GG, avem first blood. Oh, yeah. Bun, deci vă mulțumesc, toate cele. Bună, hai să ne concentrăm acum, să câștigăm și noi meciul ăsta, să farmăm. Frate, e un soare afară, e lune. Azi e lune. O, dar e un soare afară. De-abia că văd ceva pe ecranul ăsta. Și... nu o să-mi dau brightness-ul mai mare pentru că mă enervez. Bun. Sper că mă aud bine cu noul microfon. Eu zic că mă aud destul de bine. Am dat și niște Q-uri. De fapt, un Q. Băjatul știe să se apere de solițe. Ia, stați-mi. Doamne, ce om. De fapt, nu e prost, e chiar bun. What freeze? What the freeze? What? What the fuck? I hate LOL. Nu știu, frate, sunt niște freeze-uri date chiar handicapate, adică mă enervează. Ia asta să-mi poziționez eu mai bine microfonul, să fiu sigur că e pe on. De pe on. Tipul mă cam ține în turet, da. Asta e, frate. Fuck, deci v-am zis, dau și eu niște cure, de... nu mai pot. My minion? My minion, I said. L-am luat și odată, da? Nu l-am luat bine. Ăla era master? E prin... da, e prin apropiere. L-am ajutat și pe el. Nu zici, mă, thanks? Bă, ce om, bă. Da. Sper să-l batem pe tipul ăsta. Pe domnul Draven. Spune că l-am luat. Frate, deci mă enervează freeze-urile. Și n-am luat minionul ăla, nu? N-am suportat niciodată freeze-urile. Și
Am văzut că cel mai des se fac în teamfight-uri. Și asta e cel mai nasol, pentru că fix în teamfight-uri n-ar trebui să se facă frizurile, da. Na. Dacă așa le vine lor să facă. Bun, deci, măcar la o măritură, frate. Nu fi dăm măcar. Hai bem, o obici. Asta duru, cred. Telefonul ăsta ce mai sună, frate? Notificări cele mai multe de pe YouTube am văzut, pentru că am văzut acum că am lăsat și mie comentarii pe la videouri, chestii, trestii, like-uri. Oh my fucking god, ce naiba. În fine. Master, dacă ar veni, ar fi ok. What? Nu știu de ce am pus ping de la. Vine Master. Ce suliță, frate. Oh, bun, bun, bun. What? I have no mana. Nasol. Oh. Ai, frate, am uitat de ultimata lui. Am zis că am scăpat și pe urmă Gedrag Beach mi-a zis. Deci mereu că virulă chestia aia se întoarce, frate. Ce mai căcat? What the fuck? No problem. But why you dance? What the fuck? Ce oameni? De ce m-am făcut om? Nu știu. Ce piscuț, are un diamant în cap. Ce naiba caută diamantul ăla pe capul unui daletonat? Nici acum n-am înțeles. Când se transformă un om, intră în cap sau what the fuck? Ce logică am și eu. Mia. Frate, am zis mie, acum nu știu pe unde e tipul, dar... Na. Fua, direct în suliță să băgați, frate. Cu unii dapă lane trebuie să fugi din 5-5 minute sau să stai în spatele minionilor, că nu știi cum dă cu sulița asta. Hai, mă, du-te și tu în suliță. 7 la 4, băi, eu zic că-i batem, dar e nasol de... Eh. Nu mai contează. Hai să-l batem noi pe... Cea mai proastă su... Ah, credeam că intră. Ce-i puțin cocoș? Ai vrut să mă omori? Eh, poate data viitoare. Și poate vă întrebați de ce zic cocoș sau cocuț. Nu știu, frate. M-a nebunit unul de la mine din clasă cu chestiile astea. Cu ce-i puțin cocoș? Asta e singura replică pe care o are, pardon. Hecuri. Frate. Nasol. Nasol treaba. Mă cam face asta pe mine, deși e nasol de... Haide! Ups! Du-te, frate! Hai că-l omoară. Oh, GG, man. I can feel the wild. GG, man.
Să nu uit să farmez, pentru că eu în toate meciurile uit să farmez și e nasol de mine. Haide! Come on, bitch! De ce te ferești? Oricum știi că mori. Warwick a căzut într-un borcan de cerneală și... Pe urmă... Da. Era un lup care a căzut într-un borcan cu cerneală și gata. Pe urmă a căzut pe niște cioburi. Și s-a făcut și armura. Uite, de asta n-am ce să comentez. Nidalee e fosta nevasta lui Tarzan. Da, Tarzan a fost, da, a fost înșelată cu Cheetah și pe urmă printr-o extorsiune a unui degajament al leunei, da, s-a transformat în felină și da. Total logic. Bă, nu cred că am mai jucat de mult un meci singur. Și mă simt cam ciudat când vorbesc singur. Pentru că majoritatea youtuberilor vorbesc singur, nu? Așa, când mai eram cu Tibi, cu Răzvan și cu Alex, cu ăștia, era altă fază. Măcar aveai și tu cu cine să vorbești. Acum e cam ciudat. Bun. Vreau să-i prind o suliță, dar nu reușesc. Până atunci trebuie să farmez. Frate, ia damage mult ăsta și asta mă enervează. Ați văzut când își dă cu eu și se mișcă că rămâne în poziția aia? Geniu ăsta tu e. What the fuck? I need some help. Băi, batem. Băi, batem rău. Cred. Batem rău. De fapt, eu mă uitam doar la scor. Bun. Tutum, tutum. Hai, master. Prevătești tu că pleci. A, să poți să, poți să pleci oricum, deci. Eu zic să te prevăști și tu chiar pleci. Presupun că au mai multă nevoie de ajutor tipii ăia. Botul are mai multă nevoie de ajutor. Bă, mi-aș da un recall, dar văd că am luat o mană. Ăsta nici îl doare la bașcă pe băiat. A, l-a luat? Ok. E o chestie. Are ultul la pariu. Hai să pune și noi. O capcană acolo. Fac. Băi, frate, deci eu nu folosesc mai niciodată capcana, deci... Capcana nu o folosesc aproape niciodată. Mia, a, nu e mia. Da, Nidan n-are cum să fie low mana, corect? Eu zic că n-are cum să fie low mana Nidan. Sau să dai puțin de mana pe Nidan? Nu știu. Hai, mă iau. Mai încearcă, băiatule. Vine Darius să-l bată pe fratii su, că n-a fost cu minte. Eh, mi-am pus Ignite-ul, da. Lasă, mai bine să fie el fidat decât eu. Corect? What the fuck?
Hai, mă, hai! Hai, mă! Fuck! Haide! Du-te, frate, m-am chinuit! N-am avut ce să fac. E nenorocit, frate. Tipul. Cum îi ziceam, Deadfire, așa. Am uitat numele itemului, serios. Dezactivam Y-ul. Frate, am făcut tot ce am putut. Oricum îi bat, nu vede ce pe bot. Bun, hai să... să fim băjei serioși. Și să câștigăm meciul. Șute de aur. Îl va pe Heimer, cred. Mă, dar el a fost AD carry sau ținea loc de AD carry, că nu înțeleg prea bine faza. Dăm o mașinuție. Faza e că îți dau bani chestiile. Astea micuțe. Haide, bem. What the fuck? Was that? De fapt, what the fuck was that din partea mea, pentru că n-am reușit să-l bat. N-am avut ce să fac, frate. Aici chiar n-am avut ce să fac. Uf, e complicat. Uf, hai de capul meu ce e aici. Ok. Am vrut să pun pauză la filmare, dar din păcate s-a oprit. Trebuie să suportăm și chestii de genul. Pentru, nu cred că am n-a fost pentru mult timp, doar pentru câteva. Haide. Fuck. A fost pauza sau oprirea filmării timp de câteva secunde, 30 de secunde maxim. Deci, n-ați pierdut nimic decât un recall și cam atât. Și mai am luat o carte. Pff, damn bitch. Nida recall. N-am un scor bun, dar poate câștigăm măcar. Hai să vedem ce putem face. Bă, pe mid n-am făcut cine știe ce, dar măcar lane-urile celelalte. Da? Măcar alea au făcut ceva, deci e bine și așa. Bun, hai să câștigăm meciul ăsta. 20 de minute. Îi bate. De ce m-am oprit? Nu știu. Da, frate, se mai oprește câteodată campionul ăsta. De fapt, toți campioni. Dacă dai, uite, dublu click, nu știu, sau ceva gen, nu mai știu. Ceva... Bun. Ping, lag, în fine. Aveam lag și am oprit un pic filmarea să setez ceva. Ok, să revenim. Nothing? Serios? Nothing? O, am luat și dragonii. Dragonul, de fapt, că e prima oară când îl luăm. Băi, ok, meciul. Chiar îmi place.
Și chiar cred că o să câștigăm. Perfect. Oh my god. Meci destul de greu. Ce greu, că e ușor. Uite, Darius pușează top și câștigam. Bun, hai să ne luăm niște iteme. Da, eu zic așa să ne... What the fuck? Încerc scuze, dar cred că m-auzeam mai încet sau nu știu, mai ciudat, pentru că era microfonul într-o poziție ciudată. Carte, Deadfire. Hai să caut direct aici. Așa. Căutam cartea asta care nu mai știu. Fendish Codex, nu mai știu cum se numește. Oricum are un nume destul de complicat. Oh, interesant. Dar n-am bani de nimic. Mai luăm o licoare. Să fie. Încerc scuze dacă se aud pe fundal niște voci. Oh, e mama prin casă aici. Știți voi. Sper să nu se audă. O să vedem pe filmare. Până atunci hai să câștigăm meciul ăsta. Hai. Așa. Păi eu zic că o să câștigăm. Nu știu voi, dar eu zic că o să facem asta. Hai, Darius, dacă vii, vino. Sunt ăștia aici full option, deci dacă îmi dă asta, dacă îmi dau ăștia, dacă se pune ăștia frumos pe mine, m-am dus. Hai că nu se mai pune nimeni pe mine. Uite pe Warwick. Unde e mă ăla? Unde e mă cățălul ăla în călduri? Cățaua, de fapt. Warwick cu aia mic. CW. Și da, sora mea e pe aici, deci... Fuck, a murit. Măcar a luat-o la kill și moare acum. E de așa de anul fratisul. Frățorul. Master face ceva să moare. Face. Bă, meciul ăsta nu se mai termină. Hai să ne luăm Deadfire-ul. Nu pe tot, dar măcar așa pe părți. Nu zice ar fi... Hai, Master. Dă-le bucățica. Unde să mai pușăm noi? Oh, good. Good. Hai să luăm minionii ăștia. Ce ați pățit? Pe ăsta parcă îl chema Kenan, nu? Da, papa Kenan. Îl chema, am zis bine, îl chema. Aia se pușează top, eu mai pușez puțin mid. Ăștia au venit. What? Nici n-am văzut ce-am făcut. Frate. A încercat, dar eu știu. Dar nu prea ești.
Haide! Bada bum, bada bi. Păi ești nebun, unde e ăla? Suliță la nimereală? Mor! Nu, și la propriu și la figurat. Fuck. Și n-am făcut nimic. Oh, GG. Hai că o să câștigăm. Chiar dacă am eu un scor nu chiar de bun, mai negativ un pic, câștigăm și asta e bine. Asta contează. Sorcerer, uite. Să-mi iau sorcerer. Da. Doamne, la ce mă gândeam. După ce campion mă credeam. Da. Hai că mă duc să pun stop. Ce plictisel. Nici o mișcare pe aici. Doar niște minioni. Uite aici o să fie. Mai mult zgomot. Dragonul al doilea. Al doilea dragon oare? What? De ce m-am transformat? În fine. Level up. Oh, ăsta mă sperie băjatul ăsta. E full tanky, frate. M-aș băga pe el, dar nu cred că am șanse. M-aș băga pe Warwick. Cred că-l bat. Dar... singur, nu. Full option. Hai mă. Come on, mă. Fuck. Cum, frate? Double. Hai, mă, fă kill, Darius. Măcar tu. N-avem bandă, sorcerer. O să mă dumit pe creieraș. Pe mini Einstein ăsta. Să-i dau, să-l învăț cum e chimia. Trebuie să-l învăț matematica, adică sulița mea plus capul lui egal kill pentru mine. Pentru că el nu știe asta. El crede că virgulă chimia e la întâmplare? Nu, domne, chimia nu e la întâmplare. Chieser! What a kisser, why kiss me? Și mai zici să nu te enervezi. Păi cu oameni ca ăștia... mi-au zonia. Știgam, frate, știu, dar totodată nu mai îmi face chies, frate, nu știu, adică e nasol să-ți facă cineva chies. Finally. L-a omorât ce... robot unicorn? Ce logică are asta? Oricum, lol, nu are logică. Unul votează să... trei votează să dăm surrender, altul votează să nu dăm surrender. Asta se întâmplă când e una feca, să zicem. Și... câștigă la 1, pentru că 1 e mai mare ca 3, nu? Logica din LOL cam așa e.
Mamă, dacă îi făceam chestia la faza asta, se supăra și mă înjura. Hai, putu. Fiți atenți, fiți atenți, porezi din toate părțile ale lor. Wow. Nu, nici eu nu știam că pot să fac asta. Hai că o să câștigăm, sper. Eu zic că da. O, Gigi Man. Gigi. Nu! Bă, măcar o să câștigăm. Nu se mai termină, frate, meciul ăsta durează 32 de minute. Fratele nu e chiar de invincibil pe care credeam. Cred că îl bate. Wow. Master, master, frate, e pentru un abi. Hai să fim serioși, cine nu face kill cu master? Sau cine n-a făcut în viața lui un double sau... Quadra. E, quadra mai, hai să zicem că nu, că poate unii sunt chiar noi și nu știu să joace, dar double cred că a făcut oricine, frate, cu master. Cât de nab să fii să nu faci kill cu master. Nu știu, zic și eu. Sau să ai scor negativ cu master. E, se mai întâmplă, frate, adică dacă toată echipa adversă e fidată, da. Dacă nu, get drag bitch. Hai mă, câștigă și voi odată. Darius se amblasează pe... A, și eu mă arăt pe toți. Vedeți, s-a oprit iarăși. Triple. Hai, fă penta. Fă, frate, penta. Să roată, bă. Bun, deci cam asta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe pentru a fi la curent cu toate videourile mele și cam atât. Am fost Edi și vă spun la revedere.